Sute de vasluieni rămași cu datorii la societatea Goscom au promis că vor achita lunar o anumită sumă de bani. În baza unui contract încheiat cu instituția, aceștia se obligă să respecte promisiunea făcută. Noi am înțeles că aceste persoane pot fi ajutate în condițiile încheierii unor eșalonări. De exemplu, avem la ora asta 693 de asemenea situații, din care numai 154 eșalonări s-au făcut în anul 2012. Facem acest lucru din dorința de a nu le mai crește cele majorări, dându-le posibilitatea să-și achite într-un procent mai mare debitul și într-un procent mai mic majorările, ca să poată fi ușor de plătit și pentru ei. Nu toți cei care au încheiat un acord de reeșalonare sunt de bună credință. Majoritatea respectă această situație, dar sunt și oameni care chiar nu vor să înțeleagă, să încheie aceste eșalonări. Neconștientizând faptul că totulor li se face rău, în sensul că cresc aceste debite și majorări și până la urmă ele cumva trebuie plătite. Persoanele care nu-și achită la timp debitele riscă să fie executate silit.